Salut! Astăzi o să mutăm un Emurinus. I-am făcut un terariu mai mare pentru că a năpălit și e o fetiță adultă. Vă recomand să urmăriți, să citiți articolul meu despre terariile săpătoare, cum se construiesc și ce aveți nevoie. Filmul acesta intenționat îl fac pentru acel articol. Haideți să mutăm fetița. Ce mare și frumoasă e. Este un adult. O mutăm aia în căsuță. Haide, fata. E un exemplar foarte cu minte, deși Emurinus e foarte agresivă, asta este foarte liniștită. Bine, când vrea. Când nu vrea, nu mai e liniștită, dar e foarte încăpățânată și nu vrea să iasă. Haide, fata. Hai, aici afară. Nu fi rea. Hai, încă un picioruș. Încă un picioruș, atât. Bravo, bravo, bravo. Are perișorii urticanți, opa. Are perișorii urticanți pe picioarele din față, care sunt mult mai lungi decât cele din spate. Nu a aruncat așa de rău cum o așteptam. O să-i punem și un vas de apă. Din câte vedeți, pământul este mult mai jos decât ar trebui. Asta pentru că e pământul foarte ud și ea o să sape în noaptea asta până jos și pământul o să se mai ridice un pic. Mâine o să mai completez în funcție de cât spațiu mai rămâne. Îi punem un vas de apă în colț. Sper că nu vrei să ieși. Vai, ce colț frumos are. Așa. Nu o să o hrănim, pentru că e stresată și e într-un mediu nou. Bun, asta a fost tot. Mulțumim cu acita filmul nostru. Îi punem și capacul. Capacul trebuie să fie tot din plasă, din tablă perforată sau din plasă. Atât.